O locuitoare a capitalei a fost reținută pentru pregătire de omor intenționat. Din interes material la comandă, femeia a intrat în vizorul Serviciului de Informații și Securitate după ce s-a implicat în căutarea unui killer cu experiență de luptă în Donbass, care urma să lichideze un bărbat de 41 de ani, care i-ar fi datorat o sumă de bani. Un ofițer sub acoperire a fost infiltrat drept pretins killer, urmând ca pentru o sumă de bani să execute omorul. Это как бы одним ударом. Одним ударом. Это очень самый лучший безопасный, сел в машину, уехал. Это самый хороший вариант добить до конца, но быть уверенным, что он такой живучий, но убедиться, что он мертв. Comanditara a fost reținută în flagrant în momentul transmiterii celei de-a doua tranșe de bani. Femeia, în vârstă de 56 de ani, a fost reținută preventiv pentru un termen de 72 de ore, urmând ca procurorii să înainteze învinuirea și să prezinte în instanță demersul la arest. Pentru aceste acțiuni, legislația prevede până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață.